Monede, fibule, bijuterii și alte artefacte au fost aduse astăzi la Craiova de Florina Fumatu, un bărbat de 45 de ani din Dolj, polițist local în județul Hunedoara. De 7 ani, în timpul liber, bărbatul cutreieră terenurile din Dolj și din alte județe. În această primăvară a descoperit împreună cu un prieten un tezaur de aproximativ 1200 de monede romane. Astăzi a venit cu o descoperire făcută în comuna Drănic. M-am deplasat cu soția, suntem iară în concediu și la îndemnul unui prieten să căutăm într-un loc, el mai în glumă, mai, deci nu foarte serios, noi ne-am deplasat acolo și am început să detectăm, scoțând diferite obiecte. Prima oară am detectat o fibulă, iar apoi o cataramă și insistând pe acel loc au început să apară și monede, primele au fost romane. Florina Fumatu așteaptă acum evaluarea de către autorități a tuturor artefactelor pe care le-a găsit. Îi sfătuiește însă pe toți cei care vor să îi împărtășească pasiunea să nu facă asta din dorința de îmbogățire, ci să considere această activitate un hobby și o modalitate sănătoasă de petrecere a timpului liber. Îi sfătuiesc să înceapă această activitate numai dacă le place natura, în primul rând, mersul pe jos, dar să nu o ia ca pe o modalitate de a te îmbogăți, pentru că este... Familia împărtășește această pasiune? Ne spuneați că mergeți de multe ori cu soția. Da, și soția împărtășește această pasiune, are și ea detectorul ei, este autorizată și ea. După expertizarea tuturor obiectelor, Florina Fumatu va primi 30% din valoarea acestora. Conform legii, orice căutător de comori care descoperă artefacte este obligat să le predea autorităților în termen de 72 de ore.